Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de The Escapist, Santa's Sweatshop, ziua 8-a sau cât naiba scrie acolo. Haideți să îi dăm drumul. Am salvat, toate itemele sunt în regulă, le avem aici în desk, mi-am dat seama. Foarte mulți dintre voi ați spus că nu se salvează itemele în WC-ul. De fapt nu, că te controlează și în WC-ul, nu e adevărat, nu te controlează, ci doar că dacă vrei să salvezi, itemele în WC-ul nu se salvează, se salvează doar în desk. Deci, în momentul în care ai terminat să joci, pui itemele în desk și te culci, ca să le ai salvate. Ok. Lights out, bla 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 bla. De fapt, morning roll call. Ok, o secundă trebuie să-mi dați ca să-mi dau seama ce voiam să fac în episodul anterior. Deci am luat astea două, da? Foarte bine. Vom face un gard electric. Pac, da? Oh, voiam să fac un poster. Și posterul l-am făcut deja. Ah, voiam să sparg peretele, să înlocuiesc cu posterul. Ok. După aia, trebuie să ne facem... Am nevoie de mai multă inteligență. Ok, 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 I got it. Vom salva arma totuși, pentru că e o armă foarte bună. Oh my god, am făcut tot în penie. Faxen. Am întârziat la roll call. Oh, la fix am ajuns, Cătălina Andremus, ok. Credeam că nu o să apuc să văd pe cine caută, pentru că putea să mă caute pe mine. Și după aia dacă mă prinde joc degeaba. Perfect, acum ce vreau să fac? Vreau să... Ok, știu ce vreau să fac, vreau să... Oh, am mulți bani, stai puțin. Perfect, guard outfit, excelent, băieți, exact de ce avem nevoie. Bun, 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 I'm fucking out, băieți. Mă duc să-mi pun uniforma în WC-ul. Perfect. Astea două le avem, da? Și în momentul în care vreau să fac asta, 18. Da. Deci aici 18, deci eu am 22 cu 8. 30, 40, ceva gen. Haideți să vedem. Ok, deci e breakfast. Știm foarte bine că la breakfast ăștia pleacă și lasă locul deschis. Tipul ăla s-a dus înăuntru și ăsta la fel. Ok, pleacă. Să nu vină nimeni, perfect. Deci avem nevoie de 40 inteligenți. Îmi era să nu dau bot în bot cu ăla. Toymaker. Oh, come on, abia am ajuns. Ok, haideți repede să ne facem jobul. Data viitoare mă duc, și să fac. Ah, perfect. Trebuie să o colez toată asta. Ok, deci știu ce am de făcut. Să dau și puțin mai tare microfonul. Știm foarte bine ce avem de făcut. Asta e ideea. Deci trebuie să... A, mie s-a strănut la naiba. Mă scuzați. Deci avem armura de polițist. Mă rog, hainele de polițist. Ceea ce e foarte, foarte bine. Facem jucărie. Fac jucărie. Cu armura, mă rog, cu hainele de polițist, da? Le vom purta într-o noapte și ne ducem să tăiem gardul. Problema e că nu mai ține minte dacă ai cum să tai cu... Cred că o să-mi iau și o furculiță la mine. Nu cred că dacă îmi fac un de-ala, cum să... un clește, nu știu dacă mă lasă să tai tot gardul dintr-o bucată. Se va, băieții, hai să vedem ce iteme au la ei. Băi, ești nebun, Cătălina, ce rea e. Îi bate pe ăștia pe aici. Normal, toată lumea muncește, deci polițiștii sunt liberi, asta e problema, și vor veni aici. Am nevoie... ok, haideți să facem altceva, pentru că, mă rog, am nevoie să stea polițiștii cu prizonierii, ca să fie liberă locația aia, să pot să... să mă uit pe internet la pornache și să, fie, să devin mai inteligent. Mai inteligent. Ok, iau niște furculițe ca să sparg peretele de la mine din încăpere. Și dacă tot vreau să fac o prostie la mine aici. Haide. Facem până la capăt.
Și ne și ascundem puțin. Ok, acum problema e că polițiștii se plimbă peste tot. Deci trebuie să fiu rapid. Decent. Mă duc și trag peretele la WC-ul. A dispărut. Ok, la roll call trebuie să mă prezint neapărat. Pentru că... trebuie să văd pe cine caută ăștia. Ok, deci dacă nu mă înșel, dacă îmi va căuta celula, nu au cum să... ok, nu o caută pe mine. Deci dacă îmi vor căuta în celulă, posterul, ei nu o să-și dea seama că e locul peretelui posterul. Cel puțin așa cred. Sper să nu mă îndoiesc și să mă prindă. Dar așa cred eu. Deci totul e în regulă, da? Foarte mulți polițiști pe aici. Deci am pus posterul ca să putem să scăpăm fără probleme noaptea. Free period. Fuck you, man. E liber, deci tot nu pot să mă duc să fac inteligențul. Din nou, pentru cei care nu s-au uitat la episoadele anterioare, ce ne interesează pe noi este să deschidem niște cutii pentru a împodobi bradul. Mai avem nevoie de un item. Itemul este în cutia aceea. Aș putea să sparg și peretele aici, dar nu știu dacă merge exact. Mă rog, ce vrem să facem noi este să... să tem gardul. Ca să tai gardul, trebuie să vin noaptea. Ca să vin noaptea, trebuie să am și haine de polițist, ca să nu își dea seama aia că sunt un prizonier. Deci, și trebuie să oprim și generatorul din bucătărie. Bine, că nu cred că m-ar deranja foarte tare. În ziua în care vreau să tai gardul, voi opri generatorul, pentru că mi se pare că după următoarea zi se activează generatorul sau ceva de genul. Deci n-ar trebui să fie nicio problemă, pentru că deja am spart peretele. Dacă vedeți voi aici, 10%, deci îl distrug imediat. Înțelegeți voi ideea. Mai așteptăm 10, mă rog, jumătate de oră în joc, ca să se ducă ăștia la un alt task, la altceva, ca să pot să intru să mă uit pe internet și să-mi fac 40 intelligence. Să pot să-mi craftez cleștele, să tai gardul. Nu cred că avem 3 ore libere, cred că avem 2. Evening meal, haideți toată lumea la masă, mă voi ascunde aici puțin. N-a fost cel mai bun lucru, sincer să fiu. Dar e ok, n-am pierdut nimic important. Ok. Ce caută ăla acolo? Am crezut că e liber în clădire. Fuck. Una îmi dă 24. Una cred că îmi dă o bucată de inteligență. Bă, ești nebun ăștia non-stop aici să plimbă? Are you kidding me? Hai, cât mai repede. Facem progres, nu mă interesează că dau și un singur click. 2, 3. Vine cineva deja. 28, 29, 30, 31. E bine? E bine. Ok, progres. Îmi scade din banii în momentul în care mă bat ăștia. Asta e singura problemă, adică pierd din banii mei. Banii mei greu munciți. Dar trebuie să fac inteligență. 32. Deci că fac flotări. 33. 34. 35. Oh, come on. Nu mai vreau. Ne-am luat destul la bătaie, vă ziua de azi. 35 avem. Ok, ne mai trebuie 6 bucăți ca să fiu cu 1 în plus. E nebunie, nu-mi dau seama exact cum să fac ca să intru fără să mă mai urmărească ăia. Să fie locul liber. Evening free time. 5,
4, 3, 2, 1, 0. Vine bossul. Suntem pe plus cu una. Ah, m-a văzut. Și dacă mă plimb pe aici, ce se întâmplă? Festive hint. Let's decorate this thing. First you'll need some tinsel. Tinsel egal glitter plus toilet roll plus glue. O să am nevoie și de niște materiale, deci nu vom încheia atât de repede, dar materialele alea pe care le am eu la momentul de față sunt cele mai bune. Mă rog, sunt cele mai bune, sunt esențiale ca să putem scăpa, deci fără ele nu avem cum. De restul, mă rog, restul le putem găsi cu ușurință. Ok, deci, sunt destul de inteligent la momentul de față, ceea ce e în regulă. Haideți să ne craftăm toate itemele de care avem nevoie. Perfect. Mi-au luat astea. Stai mă, că ăsta nu e al meu. Am văzut Rafael și am crezut că e la mine, ești nebun? Asta e a mea. The boss, the VIP. Ok. 3 wire. Ah, mai am nevoie de încă 9. Come on. Ok. Măcar pot crafta asta. Cutting. Nice. Ok. Deci, asta o dată. Astea două și ne mai trebuie încă una, da? Încă un item. Perfect, avem astea, hainele de curcan. Bă, o ducem destul de binișor momentan. De astea nu mai avem nevoie. O duce bine la momentul de față. Deci, diseară să țin minte să salvez. Să mut itemele în desk ca să salvez. Ok. Bine. Care e următorul pas? Următorul pas e să fac gardul fake, deci tot acolo trebuie să mă duc. N-am rezolvat nimic. Mai am nevoie de încă 9. Deci 50. Deci mai avem nevoie de 10 ca să fim pe plus cu una. Pentru că dacă nu știați, în timp îți scade inteligența. Și mă rog, asta vine direct aici. Ba da, vin ăștia. Bă, nici n-am intrat bine. Toată lumea vine aici. E nebunie! Nu mă băga în seamă! Nu mă băga în seamă! Oare dacă am uniforma de polițist, mă mai văd aia? Cred că da. Ar fi interesant dacă am uniformă de polițist. Ok, o să testăm următoarea zi. Da. Da, oricum. YOLO. O să testăm următoarea zi. Uite ce WC-ul ăștia, un WC-ul random. Oricum intru aici până mă uit, pot să mă bată ei până mâine. Gata, nu la față! Oh my god, trebuie să ajung să văd dacă eu sunt... Oh, fuck. Nu. Oi! Hei. Mă caută. Ok, I'm fucking out. Ok. Aici avem o problemă. Dați-mi o secundă. Deci, ce avem de contrabandă? Ăsta. Și astea două. Avem destule iteme de contrabandă încât să le putem ține la noi. Iar pe noi nu ne caută. Perfect. Hai că e bine. Este perfect. Cred că am plecat prea devreme, de-aia mă uitam. E în regulă. Ok, vreau să mă culc. Nu știu dacă îmi salvează itemele de la mine, din inventar. Habar n-am. Ok, hai să ne uităm, pentru că va veni ăsta și va fi interesant. Interesant. Ce n-ai mai tot zic? Deci, dimineața, în momentul în care îți spune la roll call că îți va căuta celula seara, se va întâmpla următoarea zi dimineața. Deci trebuie să vină unul. Dar nu pot eu să mă uit, pentru că ne cheamă iar la roll call. Vine unul și se uită în cameră la mine. Fuck, bă, ce ghinion am avut. Aoleu. Pentru că dacă nu-mi căuta, puteam să-mi salvez itemele ca lumea și făceam un test acum. Ok, oare mi-au căutat în celulă? Știu că mi-au căutat în celulă în momentul în care cad astea de aici. Le va da jos. Deci hai să vedem. Să știm și noi cam pe la ce oră vine.
Bă, eu am fost dat recută la... Nu vine nimeni, totuși. Nu caută nimeni în celulă? Ciudat. Nici m-au observat ăștia. Ok, vom sta degeaba. Ah, fuck, îmi distruge toate planurile astea. Că mă caută în cameră. Cred că dacă dau load, itemele din inventarul meu rămân salvate. Cred că da. Hai mă, caută și mie în celulă sau nu? Job data. Le punem la asta și gata. Nu mai îmi bat capul. Pot să le pun în celulă altuia și nu are nicio legătură. Ia. N-a intrat. Știu 100% că intră cineva la mine în celulă și caută. Știu că îmi dă și alea jos de pe gratii. Ok, haideți să mai muncim o dată, băieți. E bine că n-avem nevoie de chiar foarte multe iteme de contrabandă. Zici și un fel de muzică din Sims sau ceva de genul. Ok. N-avem nevoie de multe iteme de contrabandă. Dacă m-aș chinui foarte tare, aș putea să-mi ascund itemele de contrabandă sus în venturi, dar nu prea e nevoie. Știți? Și ăsta ar fi un loc bun să intri în venturi, pentru că văd că nu vine nimeni niciodată aici la noi. Deci ar fi un loc sigur. Sunt multe, asta îmi place la jocul acesta, pentru că sunt multe modalități de a-l juca. Multe modalități de a scăpa din închisoare. Da? Nu, nu ne-a verificat. Credeam că asta e celălalt. Credeam că asta e, fuck. Nu știu ce naiba se întâmplă, eu n-am văzut niciun polițist să vină să mă caute. Habar n-am. Dar... Ne, nu vine nimeni, habar n-am. Mă duc să mai fac inteligență, am nevoie de... 51. Ca să fiu eu așa safe. Nu cred! Nu! Vin toți aici, ești nebun? L-am văzut și eu pe la cablicat și am zis că poate nu se mai întoarce. Come on, dude! Ale, ce mă stresează, bă, dacă nu intru așa și fac la fiecare, frate. Mă vede la ușă. 49, 50, 51. Nu, acum e 51 și putem să ne facem și gardul. N-am fost, da! N-am fost eu! Ok, acum putem să ne facem și gardul, deci suntem safe. Unde n-ai băia aia mea, că am și uitat. Ei, să bat băieții! Mamă, îi bate pe amândoi, ești nebun. Are niște roll of duct tape, da, n-avem ce să facem cu... Oh, e un roll call nou, pot să mut itemele dacă nu mai sunt tot eu la roll call-ul ăsta. Deci apare ne-au căutat în celulă, dar... E ciudat, pentru că de obicei îți dă ălea jos de pe gratii. Nu te la arți, vinde câte ceva, nu mă interesează. Nu-mi zic că sunt eu tot eu. Are you shitting me? Bă, nebunie, mor pe mine, mă caută. Iar... Mamă, mă lași! Iar? Come on! Ok, hai să facem totuși gardul. Să-mi bag picioaca. Fake fence. Mamă, cum mi se mișcă jocul. Ok, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, fix toate sloturile ocupate cu iteme. Da, are asta ceva... Ceva interzis, ok. Free period. Păi momentan ne-am craftat tot ce ne trebuie. Hai să mergem și ne puțin la sală. Să facem ceva viteză. Pentru că am o armă bună, am bâta aia. Și bâta are 4 din 5 damage. Deci, am nevoie de viteză, nu de putere. Take me with you. Și cred că mâine, mă rog, la următorul nostru episod de The Escapist, vom încerca să scăpăm. Voi încerca să deschid ultimul crate. Aia va fi misiunea foarte, foarte importantă, să nu pierd itemul acela care îl voi lua din crate, sau pe care îl voi lua din crate, da?
După ce îl iau pe ăla, deci după ce luăm crate-ul acela, spargem gardul, înlocuim, luăm crate-ul, ce voi face este să caut materialele necesare ca să craftăm ce ne trebuie să împodobim bradul. Și după ce ai împodobit bradul, ai scăpat și ești liber. Cam asta e tot. Ce cred eu e că puteam să salvez acolo, dacă mă caută la roll call, ultima dată pe zi, gen noaptea, cred că pot să salvez cu itemele de contrabandă la mine în cameră și următoarea dimineață să le iau pe mine. Cred că merge și așa. Ok, sunt full, am ceva viteză, 34, n-am foarte multă putere totuși. Dar este în regulă, deci nu e mare pagubă. Evening meal. E amuzant pentru că noi ne ducem acum să mâncăm și după aia ne ducem iar la sport. Dați-vă, îți cade super repede oboseala la momentul în care mănânci. Gen foarte, foarte repede. Doar două persoane? Și-au venit după jumătate de oră. A, stau singur la masă, vreau să stau cu prietenii mei. Salut, băieți. Maybe, fiecare are câte o misiune. Dacă dai click pe ei, crește aici la opinion. Dacă faci opinion mare, te poate ajuta asta, gen să bați o gardă sau chestii de genul. Ne ducem iar la sport. Cred că vă voi face și niște strength. Da. Hai să băgăm niște piept. Pieptuți. Una. Două. Trei. Mamă, ce bug. Elf musculos, ați mai văzut până acum așa ceva? 2 și 2 și 2. 8 repetări. 10 la piept. 12, facem set. Pac. 12. Ne dăm jos. 3 minute, 5 minute pauză. Iar la piept. 2 iar 12. Oh, ăștia zonul la bătaie. Ok, merge să ne spălăm. Bă, dar Cătălina e rea rău de tot, să bate cu toți. Holy shit. Eu primul la baie. Au, știi ce trebuie să fac? Nu era bine unde m-am dus. Trebuie să-mi iau itemele de contrabandă. Oh, m-a căutat, vedeți că mi-a dat alea jos. Toate itemele mele de contrabandă au dispărut. Toate! Cum? Cum e posibil? L-au căutat și pe ăsta? Cum? Fuck me, dude! Oh my god. Spune-mi că îmi salvează itemele din nimeni. Ok. Vedeți? De asta avem backup. Am 48, inteligență îl voi face la loc. Pur și simplu am dat restart la zi, deci ziua a doua nu s-a pus deloc. Dar am nevoie de itemele mele, deci dacă pierd toate itemele astea e destul de rău, pentru că am muncit destul de mult să fac rost de ele. Dar este în regulă. Este în regulă, pentru că vom încheia aici episodul. Mă rog, ziua a doua s-a terminat în episod. Voi încheia episodul și voi juca acum off-camera. După ce se termină episodul, voi juca iarăși ziua aceasta, o ducem până la capăt și completez eu tot ce am făcut acolo, dacă să continuăm, să facem progres data viitoare, să nu jucăm iarăși aceeași zi. Bun, dar itemele noastre sunt safe, data viitoare mă voi duce și de voi deschide cutiuța aceea, crate-ul, voi sparge gardul după cum bine v-am spus, fac rost de cel de-al treilea item și din... Mă rog, de peste două episoade ne pregătim să scăpăm. Bun, voi încheia aici episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!